Mii de oameni au ieșit în stradă în Madrid și în 71 de orașe din Spania. Este vorba de asociații pro-Palestina, reprezentanții ai partidelor politice, dar și localnici care nu-și doresc escaladarea conflictului în Fâșia Gaza și cer oprirea genocidului. Nos parece una injusticia terrible lo que vive el pueblo palestino, independientemente de cómo se lleven Irán e Israel. Al final están siendo la moneda de cambio y con el ataque de Irán-Israel, Israel-Irán, se está eclipsando esto y no puede ser. Europa, ni Estados Unidos, ni el mundo está haciendo nada. Estamos asistiendo a un genocidio y estamos todos de brazos cruzados. În Madrid, marșul s-a desfășurat cu o distanță de 5 km din Atocea până pe Gran Via. Este una dintre cele mai mari manifestații pro-Palestina organizată la scurt timp după finalizarea turneului pe care l-a făcut premierul Pedro Sánchez pentru a cere sprijin aliaților europeni și comunității internaționale pentru recunoașterea statului palestinian.